Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti cheesecake cu zmeură. Pentru cheesecake aveți nevoie de 200 de grame de biscuit digestiv, 100 de grame de unt topit. Iar pentru crema aveți nevoie de 500 de grame de mascarpone, 90 de grame de zahăr pudră, 300 de ml de frișcă, 10 grame de gelatină, 30 de ml de apă rece și esență de vanilie. Iar pentru geleu aveți nevoie de 300 de grame de zmeură, eu voi folosi congelată, 80 de grame de zahăr tos, 5 grame de gelatină și 50 ml de apă rece. Pentru început mă voi apuca de blat, voi turna untul topit peste biscuiți și amestec foarte bine. Eu folosesc biscuiți ăștia digestivi cu fructe. Într-o tavă cu diametru de 21 de cm, voi pune biscuiții cu. Voi presa. Eu mă voi ajuta de un tel micuț, dar puteți face și cu o cană sau ceva. Presați foarte bine și o voi da la congelator pentru 10 minute. Este gelatină, voi pune apa rece și o voi lăsa 10 minute la hidratat. Dau deoparte și mă apuc de brânză. Peste brânză voi pune zahărul în pudră și o să amestec cu o spatulă, nu cu mixerul. Presez cât să se topească zahărul, voi adăuga și vanilie. Voi bate frișca. Nu voi bate foarte tare, foarte lejer. Am topit gelatina 10 secunde la cuptorul cu microunde, o voi turna peste brânză. Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, în afară de frișcă, care trebuie să fie rece. Voi turna frișca, vedeți, este foarte lejer, nu foarte bătut. Și voi amesteca de sus în jos, cât să o aerez foarte bine. Voi turna compoziția peste biscuite și o voi da la congelator pentru 30 de minute. Am turnat compoziția și o voi da la congelator pentru 30 de minute. Peste gelatină voi pune apa rece și o voi lăsa la hidratat 10 minute. Voi pune zmeura. Zahărul. Și o voi pune la fiert 10 minute. Compoziția a fiert, o voi blendui un pic. Nu aveți blender, pur și simplu trebuie prăjită. Voi trece compoziția printr-o sită, ca să nu aibă semințe. Și o voi adăuga peste cremă când este rece. Au rămas semințele aici. În compoziția care am rezultat-o aici, voi adăuga gelatina care am topit-o 10 secunde la cuptor cu microunde și o voi da deoparte până se răcește. Geleul s-a răcit, îl voi turna peste cremă și o voi da la frigider pentru 7-8 ore. Cheesecake-ul este gata, o să tai și o felie. Cheesecake-ul este gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!